În perioada 9-11 iunie are loc prima ediție a Honda Track Days pe circuitul de la Adâncata. Bine ai venit la Moto ADN TV, canalul care te însoțește în călătoria ta în lumea motociclismului. Aici găsești știri din comunitatea moto, review-uri, evenimente, dar și alte materiale utile motocicliștilor de orice nivel. Bună dimineața! Bine ați venit! Mulțumim frumos că v-ați făcut timp să veniți la Honda Experience de Drive on Track. Este primul pe care îl facem anul ăsta. O să mai avem unul la fel de mare și peste o lună. Pentru astăzi, să avem o mică introducere, o să vă prezentăm puțin logistica evenimentului. O să vă prezint detaliile în circuitul, regulile pentru circuit, steagurile și regulile de siguranță și suport tehnic, și tot care o să vă spun eu puțin program. Am să subliniez câteva modificări care au apărut de anul trecut. Avem aici un vibrator, nu ne oprim pe circuit, sensul e unic, mergem în sensul normal, dar sensul acelor de ceasornic. Care sunt steagurile? Folosim steagul verde când începe sesiunea, cum folosim steagul carol când se termină sesiunea, clar. Nu intrăm pe circuit fără echipament. Nu se intră pe circuit în blugi, nu se intră pe circuit în achilaj, se intră doar cu echipament omologat moto, da? O flotă de 28 de motociclete Honda va rula kilometri buni zilele acestea pe circuitul Moto RC. Printre motocicletele de test se află unele așteptate cu sufletul la gură încă din toamnă, când au fost anunțate la IGMA. Două Transalp, două CL500, două Hornet stau aliniate la linia de start, alături de celelalte componente din gama Honda. De la Rebelul de 500 la Goldwing și de la Aventurierul NT1100 la Fulgerul Fireblade. Dacă ajungeți la Adâncata și testați motocicletele Honda, așteptăm impresiile voastre.